Premiu de 1.000.000 de lei de la guvern pentru David Popovici. Premierul Nicolae Ciuc a declarat că sportivul dublu campion la natație va primi acest premiu în bani drept răsplată pentru performanțele sale și cinsta pe care a adus-o României. Am decis ca, fiind vorba despre o performanță excepțională, să avem o recunoaștere pe măsură și am hotărât să îi fie alocat din fondul de rezervă al guvernului o sumă în valoare de 1.000.000 de lei. La doar 17 ani, David Popovici a cucerit aurul la campionatul mondial de la Budapesta, atât la proba de 200 de metri liber, cât și în finala probei de 100 de metri. Rezultatul este unic în istoria natației românești, Popovici fiind primul înotător român care devine campion mondial în probe masculine de natație. De asemenea, el este acum al doilea înotător din istorie care reușește dubla după americanul Jim Montgomery în anul 1973 la prima ediție a campionatelor mondiale de la Belgrad.